Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În altă ordine de idei, poate ați văzut știrea că Parlamentul European a votat un nou regulament prin care ar urma să fie interzisă vânzarea mașinilor noi cu motoare termice începând cu anul 2035. Tu crezi în asta? Da, în primul rând, să facem o precizare. Știrea a fost prezentată ca o decizie obligatorie, bătută în cuie, care va intra în vigoare automat în 2035. Așa. Suntem departe de asta, pentru că decizia trebuie asumată de Comisia Europeană, sau deciziile, sau ce votează Parlamentul European trebuie asumat de Comisia Europeană. Și Comisia Europeană, mă rog, încă poate e un proces de negociere aici. Doi, nu oprește nimeni în Parlamentul European ca în apropierea momentului respectiv, 2035, să mai amâne asta, sau să constate că nu sunt îndeplinite condițiile. Sunt 12 ani până atunci, nu e chiar așa de... Ok, tehnologia avansează foarte repede. Da. În ultima perioadă. Da. Dar ce vreau să spun e asta. Faptul că Parlamentul European a votat nu înseamnă că automat intră în vigoare. Însă, semnificația votului este foarte puternică. La asta. Pentru că Parlamentul European votează într-o direcție și într-un fel dă un semnal guvernelor că ar trebui să urmeze această cale. A fost o dezbatere foarte dură în Parlament, apropo de asta. Pe noi ne interesează că, evident, fiind parte din Uniunea Europeană, o decizie a Comisiei Europene în sensul ăsta ne va afecta și pe noi. Dar asta nu înseamnă că nu vom mai putea circula cu mașinile noastre, nu. Doar că nu se vor mai vinde. Da. Dacă rămâne în vigoare și este adoptată și de Comisia Europeană, nu se vor mai vinde mașini noi cu motoare termice, adică motoare clasice, benzină, diesel... GPL cred că o să dispară chiar mai curând, pentru că Euro 7 exclude GPL-ul. Nu sunt sigur, nu vreau să încurc lucrurile aici. Se găsește o formă la noi, se găsește un spiș și pentru Euro 8. Asta ar fi o lovitură prea grea. E vorba de mașini noi, care, deci dacă se impune standardul Euro 7, cred că la Euro 7 GPL-ul nu intră. Deci mașinile care vor fi cu Euro 7 cred că nu intră cu GPL. Da. Bun. Una peste alta, mie votul ăsta din Parlamentul European, eu sunt pe partea celor cărora li se pare o prostie monumentală. Dar vorba lui Zaf, mai sunt 12 ani până atunci. Și mai e un motiv pentru tehnologia. Care mai e un motiv pentru care nu cred că se va întâmpla totuși, chiar atât de repede. Bă, nu, zice așa. Toate benzinăriile, toate rafinăriile, toate chiar așa n-au niciun cuvânt de spus în toată treaba asta. Asta este o discuție foarte serioasă, pentru că în industria europeană automobilelor lucrează, în primul rând, că direct angajați în industria europeană sunt peste 2,5 milioane de angajați. Direct, dar mai sunt, din câte știu eu, 14-15 milioane de persoane care lucrează în industria orizontală, adică cei care furnizează piese, servicii pentru industria auto. Aici nu poți să schimbi lucrurile atât de repede. Poate că, cine știe, 12 ani sunt suficienți. Nu știu, contraziceți-mă, mi-ar plăcea să mă contraziceți dacă vreți, sau să ne contrazice, sunați-ne la 0372069599, deși nu știu cât timp mai avem, să ne spuneți cum, de fapt, lucrurile se vor schimba foarte repede și cât de bănuitor și prăpăstios sunt eu, de fapt, cu motoarele electrice, cu mașini electrice, când colo lucrurile vor fi foarte simple. Chinezii par cel mai bine plasați ca să ia conducerea în domeniul autoelectric. Adică asta vrea Parlamentul European. Din 2035 să nu se mai vândă decât mașini electrice. Și eu am o nedumerire legată de infrastructură. Nu văd vreo mare inovație în privința bateriilor pentru mașini electrice. Adică încă n-a apărut bateria care se încarce... În 12 ani, eu sunt convins că se va găsi o soluție. Da, știi ce? De 20 de ani toți spunem că o să apară bateria în miracol care o să încarce în 3 minute. Nu a apărut până acum. Și uite-te puțin și la telefoane, cât de repede au evoluat în ultimii 15 ani. Și îți dai seama că ai trecut de la disc Da, dar vezi că bateria a involuat la telefoane. Nu, n-a involuat, dar este aceeași tehnologie. Nu e o tehnologie... altă tehnologie care să permită încărcarea fulgerătoare a telefonelor. Sau, dacă există, nu este din punct de vedere economic fezabilă. Telefoane multe, nu? Hai să vorbim cu Cristi. Bună dimineața! Salut, Cristi! Cristi! Bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Da, spune-mi, crezi că e ok să fie interzisă vânzarea de mașini cu motoare termice în Uniunea Europeană din 2035 încolo? E fezabil? Din punctul meu de vedere, nu e ok deloc. Și am să vă dau un exemplu concret și am să vă mai spun încă un lucru. Exemplul concret a fost că pe la începutul anilor 2000 a fost o caniculă foarte mare undeva în Austria, în Viena, și toate aparatele de aer condiționat au fost pornite.
a fost pană de curent. Ce credeți că se va întâmpla când toată lumea va încărca noaptea o grămadă de mașini electrice? Absolut. Și eu am această nedumerire și eu mă întreb ce... de unde e infrastructura electrică care să susțină... Da. În al doilea rând a fost un eurodeputat, nu mai țin minte, un eurodeputat român, care a zis în felul următor. Dacă vrem să avem o infrastructură adaptată pentru mașinile electrice, noi trebuie ca în următorii, să zicem, 13 ani, că atât am mai rămas până atunci, să investim în jur de 20 de miliarde de euro doar în infrastructura electrică. Credeți că se poate face treaba asta? Sincer, nu cred că se poate face asta, sau cel puțin nu în România. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem obiectiv că dacă intră în vigoare această prevedere, nu înseamnă că de la 1 ianuarie 2035 toate mașinile vor fi electrice. Nu. Va crește în următorii 12 ani, având în vedere și aceste voturi politice, aceste decizii politice, va crește proporția mașinilor electrice. Deja în România se vând destul de bine mașini electrice, sunt departe de cele de benzină. Dar în Occident, mașinile electrice se vând foarte bine. Marian, bună dimineața! Bună, Marian! Bună dimineața! Ce părere ai? Aș vrea să faceți un exercițiu de imagine. Da? Sau de imaginație. Vă imaginați? Dar ca și volum, la câte milioane de telefoane sunt pe planetă, cam ce munte de baterii s-ar forma? Scoase din uz, te referi? Se ulterioare? Nu, nu. Cele existente. Și să extrapolăm la mașinile electrice. Nu, se vor recicla bateriile. Și spun aici, e simplu de înțeles, pentru că în momentul în care... Problema e că se va secătui acest pământ de toate, de litiu, de toate ingredientele care intră într-o baterie. Părerea mea e că nu electricul este viitorul, ci hidrogenul. Dar pentru hidrogen, până în acest moment știm că există iacturi, vapoare pe hidrogen, locomotive pe hidrogen, escavatoare pe hidrogen, numai la automobile încă nu este posibil. Cred că problema se află și eu sper să fie cu hidrogen. Și eu sper să fie soluția cu hidrogen, deocamdată din punct de vedere economic nu se susține pentru vehicule individuale mici. Pentru locomotive poate, dar... Mulțumim! Da. Marian, bună dimineața! Bună, Marian! Nu, Lucian, pardon. Lucian, salut, Lucian! Bună dimineața! Bună! Ce vreau să vă spun? Ziceați că nu există tehnologie. Tehnologie există, dar nu se poate pune în funcțiune până când banii pe tehnologia veche nu se scot de firmele mari care au construit fabrici. Nu, asta este... în lume nu, că dacă ar fi așa, atunci un investitor nou ar construi o fabrică nouă de baterii și ar scoate de pe piață pe aia vechi imediat, dacă deci tehnologia ar fi economic fiabilă. Baterii cu tehnologie LTO care se încarcă în 15 minute. Da, dar nu este... Internet, o să le găsiți. Da, dar nu e fezabil economic, costă prea mult. Nu e fezabilă pentru că costă prea mult, păi, într-adevăr. Asta și e problema. Viitorul, colegul dinaintea mea sau interlocutorul dinaintea mea spunea că viitorul este hidrogen. Părerea mea este că viitorul este nuclear și în momentul ăsta, la nivel miniatural, există baterii NBD care țin 27.000 de ani. Nu mai e nevoie să încarci. Ai cumpărat mașina și ea va fi încărcată pe toată viața. Și urmașii urmașilor noștri vor avea bateria aia. Da, nu știu de tehnologia asta, însă mulțumesc pentru intervenție și explicații. Rugămintea mea este, fiți mai sceptici când auziți că există de fapt tehnologia, dar nu se vrea. Într-o piață liberă se vrea imediat. Asta este, seamănă cu teoria aia că industria farma nu dorește să lanseze un medicament anticancer, pentru că asta ar însemna că ar pierde banii de pe tratamentele anticancer. Da. Imaginați-vă ce vânzări ar fi compania farmaceutică care ar lansa totuși asta, în ciuda celorlalți, și ar scoate de pe piață pe ceilalți. Auzi, da, baloanele deci, alea serios, care funcționau zilele astea pe cer, cu ce mergeau are, cu ce combustibil. Hai, Ștefan, bună dimineața! Bună dimineața! Aș dori să vă dau din experiența mea. Sunt un posesor al unei mașini electrice care a ajuns din 2019 până astăzi la 230.000 de kilometri. Numai în București fac transport de persoane alternativ. Okay. Nu dau numele. Ești ubărit sau boltist? Ce? Da, circulă cu prelungitor după tine. Da. Așa. Așa. Exact. Aș dori să vă spun că chiar dacă ar exista tehnologia de încărcare în 5 minute, e vorba de rezervele de putere. Nu sunt rezerve de putere suficiente pentru ca să putem încărca în 5 minute mașină. Corect. Însă, dacă mergem economic, o medie de 12 kW la 100 de kilometri, în prezent,
cam toate mașinile ieftine încarcă cu 50 de kW pe oră. Asta înseamnă un 400 de km în oră. Nu trebuie făcut plin, nu trebuie încărcată mașina de la alții. La stații speciale. La stații speciale, exact. Da, acasă încarci cu 3, 4, 5 kW pe oră. Trebuie două zile să încarci o baterie de 7-7 de kW. Așa e, da, ca să ai o autonomie de 400 de kilometri. Cine merge 400 de kilometri în oraș? Ok, dar asta înseamnă că familiile își vor cumpăra, vor avea două mașini. Adică o mașină electrică pentru deplasări în oraș și una de plecat în vacanțe. Care va fi electrică sau va fi termică? Păi, poate să fie aceeași mașină. Poate să fie mașina care face 500 de kilometri în afară și se încarcă la stațiile rapide de la benzinării, de pe autostradă, într-o oră. Da. Sau poate să fie mașina de oraș care se încarcă zilnic câte 100 de kilowatts, câte 100 de kilometri într-o zi de soare, să zicem. Dacă tot ne gândim la casa verde, panouri solare. Ștefan, eu sunt convins că tu din când în când pleci la mare pe autostrada A2, dacă zici că ești bucureștean. Da, pe autostrada A2 sunt niște benzinări. E una la intrare, mai este una la kilometru 30, mai e una la kilometru 60. Vara, ai văzut ce cozi sunt să alimenteze oamenii care merg cu mașini? Nu. N-ai văzut cozi? Te contrazic, sunt libere. Și mai e o stație și la Lesliu și mereu e liberă. Este o stație ceva mai scumpă, pentru că asta e marea problemă. În momentul de față sunt monopol pe stațiile de încărcare, sunt doar 2-3 jucători mari. Nu, mă refer la benzinării, la benzină. Da, da. Adică la oamenii benzină, care stau la coadă cu mașini care, vorba aia, se încarcă cu benzină în 3 minute și sunt cozi. Dar aminte când o să trească să aștepte o oră, asta ziceam. Da, bine, mulțumesc, o să vedem ce se întâmplă. Eu mi-aș dori să fie de simplu și din 2035 să fim toți nepoluanți. Dar mi-e teamă că nu cred că se rezolvă în 12. Auzi, mașina ta aia mai mare, Luca, câți ani ar avea în 2035? Păi dacă acu are 2009-2035, da. Eu sper să mă țină până atunci. Mai mamă, să o vinzi pe bani buni atunci, ca lumea. Dar nu vreau să o vând. Vreau să meargă. Face breloc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.